Deși până la sărbătorile de iarnă mai sunt încă aproape 2 luni, vitrinele unor magazine abundă deja în tot felul de decorațiuni, luminițe, braze artificiale și tot felul de figurine, bune de împodobit casa de Crăciun și Revelion. Comercianții și așteaptă cumpărătorii, dar care par să nu se grăbească să facă astfel de achiziții. Oamenii invocă salariile mici, mai ales că prețul decorațiunilor a crescut semnificativ. Abia de am intrat în luna noiembrie că rafturile unor magazine au fost deja texite cu tot felul de decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă. O gamă largă de brazi artificiali, dar și accesorii pentru împodobirea acestora sunt puse la dispoziția cumpărătorilor. Prețurile sunt ușor majorate față de anul trecut, lucru observat și de clienții magazinului în care am intrat și noi. De exemplu, cel mai simplu brad artificial începe de la 360 de lei, pe când anul trecut puteau fi găsiți și cu 300 de lei. Reprezentanții magazinului spun că, spre surprinderea lor, oamenii au început deja cumpărăturile pentru sărbători. Nu cred că e prea devreme, lumea deja începe a cumpăra, se pregătesc, dar după asta vor mai fi și reduceri. Potrivit reprezentanților magazinului, pe rafturi sunt expuse atât modele de anul trecut, cât și stocuri noi. Și cu toate că recunosc faptul că prețurile s-au majorat, responsabilii din administrația magazinului spun că scumpirea nu-i afectează pe clienții lor. Ba dimpotrivă, numărul cumpărătorilor a crescut în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Am întâlnit și noi persoane care au început cumpărăturile pentru sărbători. Aveți pregătit un buget pentru sărbători? Nu. Cât o să fie, cât o să fie. Cum vă pare? În comparație cu anul trecut, nu sunt mari prețurile? Un pic, da. Față de anul trecut, da. Între timp, unii comercianți din piețe spun că este prea devreme ca să scoată produsele la vânzare. Alții însă, pentru a ține piept concurenței, au început să-și aranjeze decorațiunile pe raft. Prețurile însă, spun ei, nu vor mai fi ca cele de anul trecut. Diferența, dacă să ne spunem, de pe preț, există, da, în anul este, ele și un pic mai scumpe, vreo 10-12% din prețul celor care noi am avut în anul trecut. Motivul, potrivit comerciantului, este că în țara noastră sunt puține decorațiuni în stocuri. În anul este, așa un model, de exemplu, inimioare, cu 300 de lei la vânzare, când el în anul trecut era la începutul sezonului cu 250. Totuși, produsele deja sunt întrebate și, potrivit comerciantului, momentul cel mai oportun de procurare ar fi acum, când nu suntem în febra sărbătorilor, dar recomandările comercianților nu întotdeauna corespund cu posibilitățile cumpărătorilor. Această doamnă spune că nu poate să se gândească la decorațiuni atâta timp cât pensia nu îi ajunge nici măcar pentru cele mai elementare lucruri. Cam slăbuța anul ăsta. Și acest bărbat a declarat că nu se grăbește să facă cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. Mai mult, el spune că este îngrozită de prețurile mari de pe piață. Dar cum vedeți, s-a schimbat conducerea de prețurile. Am așteptat ceva mai bun, dar nici. Ornamentele și decorațiunile de Crăciun ar putea să se mai scumpească din cauza crizei de materie primă. Anunțul a venit chiar de la uzina din China, care este cel mai mare centru de producție a beculeților și decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă. Acestea trec printr-o criză de materie primă, fapt ce determină majorarea costurilor de producție, potrivit Digi24.ro. Majorarea prețurilor pentru ornamente și decorațiuni este provocată și de problemele ce țin de aprovizionarea cu electricitate, ceea ce i-a obligat pe producători să caute generatoare ori să suspende producția. Și transportatorii acestor produse se confruntă cu numeroase probleme în drumul lor spre rafturile magazinelor din Occident.